Am revenit la realități rurale aici la AgroTV. După cum vă spuneam și în prima parte, vorbim despre o unitate administrativ teritorială din județul Căraș. Este vorba de comuna Grădiștea, iar domnul primar Constantin Corbu este chiar aici lângă noi și continuăm discuția pe care am avut-o. să la învățământ, vorbeam despre condiții cum să Ți copiii la școală, le ofer condiții bune, îți trebuie într-adevăr și un proces de învățământ care nu mai depinde de dumneavoastră. Este în jurisdicția, să spunem așa, celor de la Inspectoratul Școlar și a Ministerului Învățământului, dar cred eu că asta este una din cheile de a aduce populația tânără înapoi în comună, în satele dumneavoastră. Și asta cred că trebuie să vă. Cred, sunt sigur că vă preocupă în, în mod special. Da, ne preocupă pentru că eu desfășor și activități de da, a face sedi culturale. De exemplu, Căminul Cultural care se va face va avea o față nouă, unde vreau să aduc și spectacole, cum aduce călăraș, unde vreau să fac și cinematografie. Ca să nu se mai ducă până la călăraș, că îi costă. Înainte exista, țineți minte, existau, Căminul da, Cultural nu, nu. era o stare da. de film, erau spectacole de teatru, da, erau ține spectacole minte, de concursuri între școli, între... Dacă ai o sală bună, cu condiții, bineînțeles că vin și trupe. Și dacă vin trupe, vin și cetățeni să vadă ceva nou. Pentru că ei au numai televizorul cât de nu e bine. Și Toată muncă. televizorul prostește, sincer. Acum, noi suntem în televiziune, dar câteodată prea mult televizor nu e bine. Depinde la ce te Fiecare <laughs> liber să se uite la ce te uiți. Haideți să mergem pentru că nu putem părăsi zona agriculturii, domnul primar, și aveți acolo în, în zonă la lacul Gălățui, aveți, sunteți între ape, cum s-a spune. Am pus un titlu acolo, o comună care se între ape. Sunteți uh, uh, niște lacuri foarte mari, le-am și numit mai devreme, și Dunăre. Între ele există și un canal, 388, de care așa se numește, așa a avut denumirea în... Uh, uh, acele planuri de irigații, 3.8.8, care, în momentul de față, care este stadiul lui? Ce ar trebui să deservească în momentul de față? Canalul 3.8.8 este calea de legătură între Dunăre, Lacul Gălățui și prima terasă, prima treaptă de pompare la Mihai Vitează. Deci, stația de pompare de pe Dunăre, care acum este în reabilitare, modernizare, pompează apă în canalul 388, Canalul 388 împreună cu Lacul Gălățui este cale de transport a apei către stația de la Mihai Viteazu, deci din Dunăre, prin 388 și Lacul Gălățui, apa ajunge în treapta 1, fiind pompată a doua oară la Mihai Viteazu și mergând la localitățile și terenurile din zona terasei Călărașului. Călărașului. Dincolo s-a terminat la Mihai Viteazu stația de pompare, că și acolo era în... Stația de la de, de pompare de la Mihai Viteazul, din câte știu eu, arată la fel. Nu văd nicio modificare, s-ar putea să urmeze. Nu știu, n-am intrat, nu e în jurisdicția mea. Și... Rezolvă problemele agricultorilor din zonă reabilitarea aceasta, pentru că toți s-au plâns de condițiile meteo care sunt în momentul de față din ce în ce mai ciudate, ați văzut. Avem baploi multe, ba o secetă de... Rezolvă problemele fermierilor, pentru că ei atâta timp când nu s-a pus accent în mod deosebit pe această zonă, care îi trebuie apă, au căutat surse alternative, unii dintre ei au terenuri pe marii gălățoiului și cu pompe. Adată sunt mai bune care termice uh, udă da, din da. lacul Motopompe. Alții în alte zone și au creat puțuri furate din subteran. Uh, aici problema avantajoasă este dacă statul român susține prețul la apă și dacă fermierii pe tot parcursul unui canal iau toți apă și nu cel de la uh, Capăt. 40 de kilometri și îi las până la el nu iau apă. Adică acele pompe, acele motoare trebuie să funcționeze la un randament astfel încât S -s -s să se solicea din, din punctul ăsta de vedere, până la urmă, se mai poate face agricultură, după părerea noastră, în sudul României, fără irigații? Pentru că aici e o mare problemă. Să plec fermierii, să plâng Nu sece. se poate face fără irigații, pentru că a nu avea irigații înseamnă ca fermierii să-și lugească gâtul și să se urte toată ziua pe cer, să vadă dacă plouă. Adică exact să apeleze la exact divinitate. S-a întâmplat asta până la prânz, când am înțeles și m-am uitat pe cameră că la greștea plouă. Plouă, da? Acum, cât plouă, ce... da? Iar trebuie să vedem cât ce plouă și unde plouă. Da. Deci au nevoie de apă, pentru că sunt cultivatori de soia, sunt cultivatori de porumb, de iarna pentru rapiță, nu? zăpadă, care a avut probleme anul ăsta, floarea soarelui. Deci să uh, cultivă plante importante pentru economia națională și pentru înțeles. Um, mm. În afară de agricultură, în zona aveți, spuneți, zootehnie? Aveți ferme mai măricele de creșterea ovinelor, bovinelor, suinelor? Da, avem uh, și ferme de creșterea ovinelor pe teritoriul comunei, în uh, sistem cu stabulație fixă și a bovinelor de asemenea. Avem în balta grădiștei o firmă, două firme deosebit de puternice, care în afară de a cele 4.000 de hectare au și vaci, au și fabrică de lapte, au și abator de vită, da. ceea ce acumulează un număr important de locuri de muncă și din comună și din zonele limitrofe, și dă valoare comunei în sine. Găsesc locuri, le găsesc oameni care să le muncească? Vedeți dumneavoastră atunci când ești concurent într-o piață destul de aridă, când diferența între subvențiile pe hectare între România și alte țări Sunt destul este de mare, atunci problema de a te bate în piață este deosebită și atunci cer muncitorului, angajatului să dea totul în cele 8 ore da. mare pentru eficiență. Aici există probleme că, din când în când, cei care fac lucruri serioase îi schimbă și caută pe alții, astfel încât să iasă cu rezultatele pe care le contează și care îi dă posibilitatea liniei de putere a firmei. Corect. Aveți și uh, ferme mici de zootehnie? Mă rog, de fapt, oameni care cresc, iau o pășune? Unde pășunează? Aveți și pe zona Comunei? Deci Comuna Grădiștea, în afară de suprafața ei, destul de mare, deci 18.000 ceva de hectare. Între care 15.000 extravilan ex, extra arabil, are și un izlaz de 6.253 hectare în totalitatea lui, o parte pe teritoriul administrativ al Comunei Ciocănești, iar 524 de hectare pe teritoriul administrativ al Comunei Grăiștea, unde, începând cu anul 2013, li s-a dat în concesiune crescătorilor de animale, înscriși în Registrul Național al exploatațiilor, suprafețe de teren, <coughs> fără a scădea sub 0,3 unități vită mare pe hectare, așa cum scrie da. la lege, li s-au dat terenul unde ei pot să-și facă acum amenajări zoo pastorale, să-și facă fând pentru animale, să le pască și să-și îmbunătățească condițiile și să le, uh... și să, le să nu mai devină cerșători uh, la fermier, să-i lase după Miriște, După, să, exact, pască că miriște că să pască sau nici chiar să intre peste cultură. Nici fermierul nu mai lasă miriște. Da. El a venit, a recoltat și, imediat, o imediat masa vegetală da. rămasă în sol. Uh, pentru asta, ei depun cerere de subvenție la lapia pentru suprafața de teren pe care o au în concesiune de la primărie prin contract. Contractele în funcție de anul în care a fost legea aplicabilă, a fost de 5 ani, de 7 da, ani. Da, de 10. Sunt indiferent, așa este. Da? Și primesc o subvenție de 108 euro pe hectar, din care dau 46 de euro la primărie concesiunea, concesiune? plus impozitul pe teren, pentru că terenurile concesionate de la OAT-uri, pentru ele plătește Sunt de impozit. concesionarul. Așa. Și, pentru prima dată, un izlaz nu mai este administrat din impozite și taxe, ci se, se auto-administrează auto în parte și se pot face investiții. Totodată, păi, izlați în sprijinul micilor crescători de animale. Noi am cultivat și o suprafață lucernă. Dăm cetățenilor din comună baloți la prețurile cât mai mici, bineînțeles nu sub cost, doamne ferește, și îi da, ajută e. ca e rentabil. să... Această acțiune a primăriei i-a determinat după aceea și pe fermieri să pună din nou lucerniere și cei care au pământul în arendă la ei primește și din partea lor astfel încât poate să aibă o sursă de uh, subsistență. Da, da, da. Uh, legea spune că să le dai în funcție de disponibil teren pe izlaz. Corect. Așa este. Noi am dat în funcție de disponibil, dar lăsăm o, uh, o bucată bucățiga. din izlaz pentru pășunatul liber, pentru pășunatul natural și zone în care poate să vină unul care să mută de la oraș și a venit la părinți, la grădiștea, își ia o capră și are un să un țăruș, să o lege cu o sfoară și să ia și în cerul de lapte. Păi da. zi. adică ne gândim în ansamblu la toată lumea. Ferme de subsistență. să Ferme de subsistență. Sunt uh, uh, crescători de animale care fac brânză, miei buni care vând, sunt crescători de vaci de lapte pe proiecte europene, chiar uh, care vând uh, laptele la piață sau care îl predau uh, firmelor care colectează Aveți Produse tradiționale, să spunem, adică aveți din cei care cresc animale să facă produse tradiționale fie din lapte, fie din carne, fie din... Eu știu, da, fac, pe fac brânză, fac pastramă. Acum la firma aceea să fac preparate din carne de vită și oaie, avem ferme de păsări, de pui de carne care livrează către abatoarele lor, care funcționează și care au cumpărat teren chiar de la primărie pentru extinderea afacerii. Avem zone care. S-a prins acum... gustul, cum s-ar spune, dezvoltării unei afaceri uh, cu animale. Da, de Sunt animaluri. oameni care cresc animale și, din punctul de vedere al unora, este cea mai simplă sursă de a te ocupa de ceva și de a face un ban. Numai că trebuie să existe preț în piață, prețurile sunt fluctuante de la an la an, ați văzut ce prețuri Aici e. o problemă. Neatractive avea porcul anul trecut și cât da. a ajuns acum un purcel de 6 săptămâni care poate să fie și 250 de lei. De lei da, din porcul pe care îl tai la Crăciun. Dar e bine, mai prin și momente de astea ca omul să-și revină și să nu dispară specia. Bine, sigur că dacă n-ai preț deloc, renunți. Se, se cresc la mangalița în Sunt câțiva care au început să ia prin direcția agricolă. Să că tot a fost programul acum de... Acum știți dumneavoastră, părerile sunt împărțite. Ce-i bună, untura de porc sau uleiul? da? Fiecare își apără Produs. Da, disputele sunt destul de mari pe zona asta, da. și, da. într-adevăr, da. păi, dacă tot vorbim de grăsime și de asta, să facem și un pic de mișcare și să mergem pe pista de biciclete pe care o aveți în comună. O pista de bicicletă pe care mi-ați lăudat-o și pe care îmi spuneați: în jurul acestei piste există un festival al bicicletelor, al bicicliștilor. Un festival care înseamnă trecerea prin. Toată... Pe, pe ce distanță este această pistă de biciclete? aproape pe toate. 6186 km de metri și se, acum s-a depus din nou proiect pentru extinderea ei până la capătul comunei înspre Călăraș. Cu toate că eu am făcut demersul să facem pistă comună cu Ostrovul sau cu Călărașul, uh -huh. pentru că sunt navetiști care folosesc bicicleta. Da, da, da. da. Uh, și care a fost răspunsul? Răspunsul a fost, nu... De ce? Și nu a rămas. Nu știu. adică n-a fost până normal dacă dați o soluție până un transport care e și ecologic și ieftin și nu știu, la 10 nu, km mergi nu te votează cei din Călărea sau de la Ostrov dacă ai făcut pistă, până la Ah A, da? <laughs> Eu așa <știu>, cred. <laughs> Bun, de pista de biciclete spuneați că au trecut totuși destul de mulți... Pista de uh, biciclete a fost o soluție duală a mea ca să pot să fac și un trotuar. Pentru că mi era milă să-i văd mergând pe marginea străzii cu acele camioane care nu respectă de multe ori viteza da, da, da. și poate să-i accidenteze. Și să aibă și un trotuar. -am deci -o o... Dar n-am putut să o fac prin, prin fondurile europene mai lată de un metru, de unde am avut critici deosebite. Să sta, să... Dar are refugii pe 1 metri, din distanță de 300-300 de metri. Acum, la început, oamenii se uitau, știți dumneavoastră, mai... Bine, reticen. erau obișnuiți să meargă pe stradă, că Acum așa Acum trebuie să se învețe. Strigă, dă cu soneria... Na, să împacă la parte, Să împacă, înțelegeți? Da, Oamenii la țară erau obișnuiți să meargă pe stradă, că așa era până la urmă acum. Da, acum mai... intervine și poliția și chiar obligă să meargă pe pista de cicliști, pentru că este marcată. Ea este postată pe un site al, al primăriei greștea, care se vede și în Uniunea Europeană, unde invită turiștii din vestul Europei să treacă prin grădiștea și pe pista de cicliști. În ultimul timp, cicliștii vestici au început să treacă podul la Georgiu și da, fac o către... pe partea cealaltă prin Bulgaria Prin Bulgaria și urca... Și atunci noi trebuie să fim atenți da. Pentru că am avut situații în care au mâncat la noi, au dormit la noi cicliștii, au fost încântați, noi cu, cu cele... Ce, ce le-ați oferit, apropo de N Am oferit zona asta. ciorbă de pește, pește prăjit, icre, legume, brânză... Și locurile de cazare există în momentul de față pensiuni rurale sau agroturistice? sau dezvolta, Sunt sau de dezvoltare. Care încearcă să facă niște campinguri, dar vedeți să această agricultură totală în sudul României, nu mai lasă loc de nimic? Nu i-a învățat să facă și turism. A da. E, e complicat. E altceva. E altă meserie. Îți ai gustul turismului. Eu o grămadă de turiști care au cerut că scrie că există cazare. I-am dus acasă. A da? Da. Lumea a zis, s-a îmbogățit primarul. Că a a să faci să a Nu te iau nimic. <laughs> Nu, dar ar putea fi. Există totuși în zona, pentru că dacă te duci încolo spre Dunăre, aici ce să la răși să, să vezi. Există niște obiective turistice care se pot vedea, Lacul Gălățui, chiar și care nu ar fi interesant până la urmă să-l vadă. Nu numai de... Lacul Gălățui, noi avem o grămadă de situri arheologice, istorice. grăziștea care se pot vedea, dar ei, ele trebuie conștientizate și trebuie făcută o colaborare, totuși cu o firmă de turism din vest. Da, și asta să un, un program să le, arate, să le facem o... un program să putem să uh, îi aducem. Uh, pentru că ei sunt preocupați de ce avem noi. Noi nu știm să folosim ce avem de noi. totul e foarte natural la noi, domnul da, primar. Deci e foarte natural. Ei nu prea mai văd la ei lucruri de genul ăsta. Uitați cum e lacul Gălățui, nu? Că aici ne uităm, e una din... Uh... Da, lacul Gălățui este un lac natural cu izvoare proprii, cu o suprafață de 680 de hectare pe teritoriul Comunei Grădiștea are pește natural, nefurajat. mărimea lui este foarte mare din punctul meu de vedere, administrarea lui este foarte greu grea. E, da? Populația fraternizează unii cu alții și se opun administratorului. Da? Bineînțeles că administratorul nu mai reușește, Adică braconează până la urmă, Nu mai să reușește azi. să bagă la să se bage la braconajul mic, caută să uh, bage la braconajul mare. Da. Și nu este de acord și are dreptate să se ridice pește sub un kilogram, care pește sub puiet, un kilogram, da. este puietul care reprezintă sporul de creștere și. Da, plus valoare. Asta am mai văzut-o și în alte zone. Plus că... că are o fabrică acolo, o secție de tranșare unde face file, unde uh, scoate icre, uh, au magazine în Călăraș. Și e dezvoltare până la urmă în toate zonele țării și ei bănuiesc. Uh până la urmă e o afacere pentru ei să facă astfel de conserve. Că astea fac, nu? Nu, nu fac conserve. Deci A, vând pește natural, în... foarte rar congelat, dar în special natural. Și au piață? Au Bineînțeles piață? că au piață, pentru că vând la supermarketuri, da una e să mănânci pește la care îi dai mălai și una e să mănânci pește care mănâncă din plancton, din stuf, din ce au ei acolo. Da, are care șalou, fărat, are crap, românesc, crab chinezesc, da. caras... N-ați făcut poftă, apropo, de pește, că suntem mâncători de pește și noi pe aici. Mergem un pic mai departe, spuneați, de Festivalul Bicicletelor, care se desfășoară și care este legat, până la urmă, și de niște evenimente locale de tradiții și de folclor, de Ziua uh, Comunei. Ziua Comunei undeva în august? În... Ziua Comunei este în august. Există hotărâri de consul local în fiecare an, dar ține Ziua Comunei numai că eu în următorii doi ani am făcut o evaluare și am spus cheltui 60.000 de lei să dau la o firmă care cântă trei ore și mi-aruncă două artificii sau din 60.000 de lei fac 800 de metri de trotuar de 1,40 m lățime cu asfalt. Și concluzia a fost? Concluzia a fost trotuarul. <laughs> Normal. Pentru Cât că... aveți de mult la ca infrastructură încă de lucrat, ca să aveți ce, păi, ce vreți, plăcuțele exemplu... înapoi la loc, ca să spun că, așa? Nu, comuna arată bine acum față de când arăta atunci. Încă nu place să mă laud. Poate va veni momentul în care altcineva va spune puneți plăcuțele, că această comună merită. Da, da, Mi da. Mi se da. pare firesc, dar ele au fost puse pentru că noi facem parte dintr-o asociație cu un domn pe care nu-l cunosc încă, la care plătim cotizație că e hotărâre de consiliu local, da. care ne invită până în America, până în India. Văzut, eu, eu nu mă duc în America și în India. De schimb, nu până uh, la Da. Și care ne-a pus în cele mai frumoase sate. Dar noi, într-o revistă, în 2012, când am venit eu, uh, eram în revistă cu patru borcane de murături. Dacă era cea mai frumoasă comună adică și eu... aveam două pancarte... Știți dumneavoastră, scrii hotel Ca să fac murături stere, acolo bune în zona, aveți... Să facă, sunt gospodine peste tot și sunt ah. oameni vrenici în grăjite. <laughs> Dar astea erau cele mai bune care le pusese revistă, nu vulcane nu, de murături. că nu poți să guși murăturile <laughs> de o revistă. <laughs> Din punctul ăsta de vedere, cam în cât timp credeți că veți ajunge ca ceea ce v-ați doriți să se și întâmple, să se realizeze? Cam... Vedeți dumneavoastră... Ce cât timp vă mai trebuie? Nu știu. Deci, Permanent e adevărat că trebuie. Niciodată schimbat, nu ceva. pun înainte un lucru înfăptuit dacă nici nu m-am apucat de el. Niciodată. Deci, s-au obișnuit cetățenii când văd utilajele pe stradă sau undeva, înseamnă că se întâmplă ceva. Eu am pus acum lucrurile concrete pe Facebook, contracte de finanțare. Ai că la vedere. Da, deci nu am spus. Deci, dacă am contracte de finanțare, total, înseamnă da. că eu încep ceva. Dar să estimezi prin uh, impozitele și taxele pe care le încasez, în fondul de dezvoltare pe care îl crez într-un an, prin fo fondurile uh, luate de la bugetul național sau de, uh, fonduri europene, nu pot să estimez când. B am și proiecte eligibile și conforme, fără finanțare, două, care erau Așteptați, foarte importante. Da, așteptăm, dar da, s-ar să așteptăm degeaba. Da, uh, da pe PNDL de asemenea, avem proiecte care încă așteptăm la ele. Când aș putea să spun că din cei 48 de km de drumuri interioare, eu îi voi asfalta pe toți? Avem o distanță de la Grăștea la Slobozia de asfaltat. În mare, da. mare. Am asfaltat 6 km. Am mai luat un proiect acum de 6 km. 12. Mai aveam unul pe afir, încă 6. Ar fi fost 18. S-ar fi simțit. Pentru că acum intri într-un antagonism cu cetățeanul și spune, eu ți-am plătit impozitul, Lola ai făcut asfalt. La mine Mie nu. încă nu-i da. strada bună. Ce faci? El are dreptate. Da. Adică nu sunt egali în ceea ce înseamnă ca și... Și atunci a spune acea vorbă pe care voi mă doare, că nu fac așa. Și ai făcut-o pe frumoși. Dacă o făceam pe frumoși, făceam în dreptul unui asfalt, pe altul lăsam... Din <laughs> făceam... doi în doi, cum s-ar spune. Făceam bucăți de asfalt, Da. da. Uh... Zona de Spuneați la un la dat că aveți și un ansamblu pe care încercați să-l revigorați din punct de vedere un ansamblu folcloric, o tradiție. Da, există o tradiție de la comunei Grădiștea de generații. Sunt familii care s-au creat, s-au cunoscut în cadrul ansamblului, s-au căsătorit, au, au avut copii, copiii lor la, la rândul lor au venit la, la da. ansamblu și așa mai departe. Acest lucru se întâmplă. Sunt uh, și seniorii și cei mici. Selectați din cadrul școlii Care dansează da. Au plăcerea adică îi observați pe cei care sunt tineri Că aici e cea mai mare problemă Cei bătrâni sau mai, mai născuți de vreme Păi să nu știu, sunt așa. unii pe care eu i-am găsit Și sunt în continuare Și au și copii la ansamblu Deci le place Iar când mergi la anunți Observ că sunt din grădiștea Dansează mult mai bine. Drăcește, cum și se spune, altceva. Ca să nu folosesc mai cuvânt. Este meritul celor care au inițiat ansamblu, meritul coregrafului actual, domnul Mailat, care uh, ține de acest ansamblu și creează uh, copii care știu să își miște picioarele. Și când te duci la o nuntă sau la un spectacol, uh, te încântă. Da, și atunci când, când petreci când și prezentați că sunt de la grăjiștea, bineînțeles că mă încântă. Numai că eu nu vreau să repet ce au făcut alții și nu mă duc peste tot cu ansamblu folcloric și să ies eu în față ca și cum aș fi dansat eu. Da, au da, dansat da, da. ei. Am înțeles. Bun. Ultima întrebare, mai avem puține minute, domnul primar. Colaborarea între UAT-urile, între primării, între primari, cum decurge în județul Călărași? Adică, de exemplu, vă transmiteți anumite lucruri, competențe, vă, ajutor, vă întreajutorați dacă aveți nevoie de la vecinii Comunele vecine, aveți nevoie de ceva, sunt zone de litigiu, le faceți amiabil, nu vă luteți cu ele în instanță și așa mai departe. Răspunsul este foarte clar. Noi facem parte din Asociația Comunelor Județene și Asociația Comunilor Naționale, o asociație foarte puternică care are cuvânt mare de spus în România. Acum șase luni să insista să iau eu președintele Asociației Comune. Și am spus nu. Pentru am alte că fi. treburi. Nu, nu cam alte treburi. A fi asociație nu înseamnă să ai un țap ispășitor, în vârf și ceilalți să beneficieze de el. Adică, Fiind da. asociație, trebuie să vină să participe Toți. fiecare cu ce Membră, are de da. făcut la acest lucru. Și vom câștiga. Avem legi de modificat, avem probleme de spus. Este puternică asociația județeană care face parte din Asociația acord? județeană este puternică, pentru că din 55 de comune numai vreo 5 nu sunt în asociație. Dar unii nu-și plătesc cotizațiile, unii nu-și... e ce problemă la asociere? Că asta nu e, nu e numai... Adică te-ai asociat și vrei să faci lucrurile pentru că ai o voce de spus să duci mai departe, dar ești membru. Asociația trebuie trebuia datoria să, de membru. să fie un fel de mentor uh, pentru toți primarii și acolo, prin deciziile luate, uh, se întâmplă și de-astea. Dar nu participăm. De exemplu, în februarie, la Ring Grand Hotel, la... Așa da, adunarea generală, generală, extraordinară. Așa am fost câțiva. Din alte județe sunt toți. Le simți forța, le simți preocuparea. Îi că, că sunt mulți. Iau cuvântul. Asta aș dori să se întâmple și la Călăraș. Asta, și e, asta e un semnal așa pentru colegii dumneavoastră, am înțeles. Nu vreau eu să le spun lor ce au de făcut. Nu am înțeles. Singur. Bun. Un singur lucru. Ce își dorește primarul Constantin Corbu în perioada următoare pentru ieri, nu neapărat pentru comună? Pentru mine îmi doresc ceea ce am vrut atunci când am plecat acasă. Să lasă în urma mea ceva, iar de mine să se știe prin ceea ce am făcut și nu doresc să mă cunoască toată lumea. Și cum spun astăzi, cred că ar trebui să se termine cu primarii populiști care mângâie pe cap și pe umăr, care fac favoruri personale, familiare unora sau și altora nu, să nici nu-l cunoască, dar să vadă în fiecare an. Că cineva, cu toate că nu le ești. cere banii, le face din banii lor ceva pentru ei. Corect. Adică banii se transformă în ceva vizibil și pentru comunitate. Că asta este. Primarul important. nu mai este cel de mult pe care îl știu ei, care rezolva totul. Primarul este uh, reprezentantul statului în teritoriu care trebuie să aplice legea. Corect. Mulțumim, domnul primar. Și eu vă mulțumesc. A fost cu noi pentru realitățile rurale de astăzi de la AgroTV primarul Comunei Grădiștea, domnul Constantin Cobu. Îi mulțumim pentru participare la emisiune. Am trecut în cea mai mare parte din lucrurile. O să mergem așa cum vă spuneam la fiecare emisiune și în teritoriu să vedem lucrurile și la fața locului. Pentru că așa e bine. Mergem în deplasare la reprezentanții uat și acolo la fața locului completăm ceea ce am vorbit astăzi în, în studioul realităților rurale. Încă o dată mulțumim și succes, domnul primar. Și eu vă mulțumesc. Rămânem aici cu emisiunea. După noi urmează știrile AgroTV, știri extrem de importante pe care colegii mei le-au pregătit cu mare drag, iar apoi colegul meu, Ovidiu Ghinea, cu emisiunea Agricultura la raport. Seara bună!